un camion care poluează. Respectă regulile doar formal, de ochii lumii. Poliția, dacă ar vrea, ar vedea ilegalitatea și l-ar amenda. Iese-și fum negru otrăvitor din el, e supraîncărcat și la orice hop poate scadă nisip, lut ce are el acolo. Și în felul ăsta orașul va fi mereu poluat cât timp poliția nu-și face treaba și șoferii încearcă să care cât mai mult dintr-o singură mișcare. Chișinău, strada studenților. Luni dimineață, în ajunul zilei independente. Poftim încă unul fix în aceeași situație. Aici sunt cantități industriale, cum s-ar zice. Și probabil și mita la poliție e mare. De atâta și să prefac că nu văd.